De ce? Pentru că n-au fost anunțați din timp? Noi am anunțat pompierii prin 112, de fapt este pentru situații de urgență, iar aceștia ne-au comunicat că la nivelul orașului Bolintin se află o formațiune de pompieri civili și că vor veni aceștia. Și n-au venit pompierii civili? Aceștia nu au venit. Și de-abia ulterior au venit pompierii. Ulterior, după insistențe, au reușit să vină și au venit și două autospeciale de la ISU București. Domnule, cum spus că nu este nimeni la fața locului. Vă mulțumim pentru toate aceste precizări. Vom rămâne în legătură cu dumneavoastră pe parcursul zilei pentru a ne furniza mai multe informații. Așadar, trafic destul de îngreunat în acest moment pe autostrada 1, București-Pitești, din cauza fumului care vine dinspre groapa de gunoi de la Bolintin. Circulați cu mare atenție pe acest tronson. Continuăm acum știrile. Președintele țării Traian Băsescu și soția sa fac un tur al lăcașurilor de cult din Bucovina. Prima oprire a fost la Mănăstirea Voroneț. De aici, șeful statului a plecat spre mănăstirile Sujevița și Moldovița. Președintele s-a urcat la volan și a pornit în fruntea coloanei oficiale, dar a încurcat drumul de două ori. Sunt român și un călățean, vreau să vă urez dumneavoastră și familie un Crăciun, un Paște fericit. Paște fericit. Și dumneavoastră la fel. Hai rămână. Cum te cheamă? Așa. Prima mănăstire pe care a vizitat-o astăzi Traian și Maria Băsescu a fost cea de la Voroneț. Oricând vii la Voroneț, parcă îl redescoperi, știi? Iar faptul că s-au terminat lucrurile de restaurare la interior îl pune în valoare așa cum este. Președintele a observat că, spre deosebire de anii trecuți, numărul turiștilor străini din Bucovina este mai mare. Am văzut un lucru extraordinar, numai de când am venit de ieri, foarte mulți străini în Bucovina. Numai în hotelul unde sunt eu cazat sunt 100 de greci și 60 de elvețieni ortodoxi. Șeful statului și soția sa vor asista la slujba de înviere la o mănăstire din zona Humorului. Mâine vor pleca pe litoral. O să mă duc la Constanța, da, mâine, pentru concertul cu Bregovici, dar și bineînțeles pentru ieșirea pe mare de primăvară. Da. Înainte de a pleca de la Voroneț, Traian Băsescu a transmis un mesaj românilor. Un gând de pace în suflet, de bucurie, de speranță și în același timp cred că suntem într-o perioadă în care trebuie să credem în noi mai mult decât am crezut până acum. În momentele dificile e bine să crezi în tine și avem nevoie toți să credem în noi. Realitatea TV lansează o nouă campanie, Speranță pentru Basarabia. În întâmpinarea celei mai mari sărbători a creștinătății, telespectatorii noștri sunt îndemnați să aducă un gând bun și un mesaj românilor de peste Prut. Diana Enache se află la zidul din piața Universității. Bună ziua, Diana! Bună ziua, Mirela! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bucureștenii au venit aici, în piața Universității, să lasă un mesaj. Un mesaj sincer și curat, din suflet de român, pentru românii de dincolo de Prut, pentru care Paștele probabil că nu va fi o sărbătoare. Cei care au lăsat mesaje aici mi-au spus că au văzut la televizor ce s-a întâmplat în Republica Moldova, ce s-a întâmplat în Chișinău și că sunt impresionați și că din suflet le doresc celor de acolo să treacă cu bine peste Paște și să aibă lumină în suflete. Lângă mine se află colegul meu, Adelin Petrișor, un om care știe ce înseamnă conflict, care știe ce înseamnă război, care știe ce înseamnă speranță sau nu într-o perioadă sau într-un loc de conflict. Spune-mi, te rog, generația Twitter, așa cum a fost supranumită, generația care a ieșit în stradă la Chișinău, ce făcea în 2002, unde tu ai fost, de altfel, la protestele din Chișinău? Păi, în 2002, pe străzi, am văzut copii, adolescenți foarte mulți care veneau la manifestațiile anticomuniste. Erau copii de școală primară care veneau cu învățătorii. Probabil că adolescenții de atunci sunt tinerii de astăzi care au fost la manifestații. Generația, cred că e aceeași generație. Oricum am fost impresionat în 2002, pentru că am văzut prea puțini oameni maturi și foarte mulți adolescenți, tineri, foarte mulți copii și foarte multe femei. Și chiar mă întrebam unde sunt cei care sunt la vârsta de plină maturități sau la vârsta senectuții.
Spune-mi, te rog, ce ar trebui să inspire aceste fotografii, dovadă, pe care noi le-am postat aici, nu sunt toate, sunt doar câteva, dar sunt foarte descriptive pentru ce s-a întâmplat la Chișinău. Ce ar trebui să le inspire românilor care au văzut la televizor ce s-a întâmplat acolo? Nu-mi dau seama dacă tânărul care ține tricolorul este un protestatar anticomunist sau este un om care era de partea cealaltă a baricadei și nu vrea decât să incite la violență. Dacă e un protestatar anticomunist, ce putem spune despre el? Decât că a avut foarte mult curaj să acționeze în felul acesta într-o țară în care miliția te poate oricând stâlci în bătaie. Aș vrea să spun câteva cuvinte și președintelui Voronin. Mie mi se pare oarecum simpatic și hazliu, pentru că am aflat de la el că vorbesc mai multe limbi străine decât știam că vorbesc. Știam că vorbesc două limbi străine, însă am aflat că vorbesc fluent și moldovenească. Aș vrea să-i transmit un mesaj într-o moldovenească fluentă cu puțin accent românesc. Paște fericit, domnule președinte, nu știu dacă îi va fi pe plac urarea mea, deși e din toată inima, pentru că el e comunist și s-ar putea să fie ateu. Și mai am o întrebare pentru tine. Spune-mi, în locurile în care ai fost tu, în locuri de conflict, ce se cita pe fețele oamenilor din stradă? Ce fel de emoții ghiceai și ce a primat? Ce emoție, în mod deosebit? În astfel de zone, oamenii nu prea au timp de teatru social, convenții sociale, nu prea pot juca teatru și... De fiecare dată n-am citit decât disperare și de cele mai multe ori sperai să vezi o urmă de speranță, pentru că întotdeauna după un război, oricât de sângeros ar fi, urmează cu siguranță o pace bine meritată. Și sunt convins că și pentru moldoveni, români sau rusofili, rusofoni, va urma și o perioadă foarte bună la un moment dat. O perioadă foarte bună pe care o putem începe chiar de astăzi, dacă dumneavoastră veniți aici în piața Universității, la zidul Realitatea TV și scrieți un mesaj din suflet pentru românii de dincolo de Prut și mai mult decât atât, diseară, după ce luați Lumina Sfântă, să veniți aici și să o aprindeți pentru frații noștri de dincolo. Sărbători pascale cu bătaie în trafic astăzi în Timișoara, după ce șoferul unei mașini a tăiat calea unui alt autoturism. Ocupanții acestuia au sărit la bătaie, iar șoferul a fost nevoit să scoată pistolul pentru a se apăra. Ce a urmat, știe corespondentul nostru Iulian Pop. Te ascultăm, Iulia. Bun găsit. Incidentul s-a petrecut pe strada de Metriade din Timișoara. O mașină în care se afla o tânără familie, soț, soție și micuțul lor în vârstă de doar 4 luni, a îndrăznit să taie calea unui alt autoturism în care se aflau de asemenea 3 tineri. Supărați, aceștia au oprit mașina, s-au dat jos și au încercat să-și facă singur dreptate. Au sărit efectiv la bătaie. Speriat de reacția agresivă a celor 3, șoferul a scos un pistol cu bile de cauciuc, nu pentru a trage, spun martorii, ci doar pentru a-i intimida. Nu a reușit, cei 3 au tăbărât peste el și i-au aplicat lovituri puternice cu pumnii și picioarele. Repet, totul s-a întâmplat de față cu soția și micuțul său în vârstă de doar 4 luni. Poliția a intervenit destul de repede și a aplanat conflictul. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Doctorii au dat însă drumul acasă atunci când au constatat că starea sa de sănătate nu este gravă. Bătăușii au fost transportați la secția 5 de poliție, acolo unde au avut loc audieri. De asemenea, oamenii legii urmează să stabilească dacă bărbatul cu pistolul avea sau nu permis de portarmă. Iulia Pop, în direct din Timișoara, mulțumesc. Euro nu va scădea sub pragul de 4 lei nici după ce România va primi prima tranșă de bani de la Fondul Monetar Internațional. Specialiștii spun că valuta care va intra în țară nu va ajuta decât la evitarea prăbușirii cursului leu-euro. Mai mult, economiștii cred că leul va pierde din greutate după sărbătorile pascale, atunci când vor începe să fie plătite facturile pentru importuri. Specialiștii nu cred că cele 5 miliarde de euro care vor intra în țară în luna mai vor contribui la o apreciere semnificativă a monedei naționale. Cred că va ajuta sau va evita o eventuală depreciere a monedei naționale importantă, masivă. Președintele țării declara în urmă cu câteva săptămâni că luna mai va fi totuși una benefică monedei naționale, datorită valutei care va intra în conturile BNR. Eu cred că se va întări leul puțin, cel puțin în perioada următoare. Momentul cel mai bun pentru leu va fi în mai. Deși la începutul acestei săptămâni leul dădea semne de redresare, analiștii economici cred că declinul monedei va continua. Leul
se va devaloriza de marți încolo și mai mult decât s-a devalorizat zilele astea. Deci euro va crește pentru simplu fapt că tot ce s-a importat și s-a mâncat de Paști și s-a încasat în lei, de marți încolo trebuie plătit. La 30 de zile, cei care au făcut importurile plătesc marfa. De altfel, majoritatea analiștilor bancari estimează că până la finalul anului, euro va atinge un nou maxim istoric și se va vinde cu 4,5 lei. De la începutul anului până acum, moneda unică europeană s-a tranzacționat doar peste nivelul de 4 lei. O nouă ediție Fabrica Acum, moderată de Emma Zeicescu. Emma? Bună ziua, bun găsit în Sâmbăta Mare. Gândul să ne fie bun și treaba pe terminate. Gospodinele sunt cele care mai dau din colț în colț. Trebuie să pună la punct ultimele detalii legate de masa de Paște. Nu mai e mult și vom merge cu toții să luăm lumina învierii. Odată cu odihna bine meritată din ziua de Paște, vom mai uita pe aici pe colo de bănuții ce au zburat parcă din buzunare, pentru ca toate pregătirile să fie ca la carte. Chiar dacă e an de criză, ce cumpărături au mai făcut astăzi românii în piața Oborștii, Elinca Teodoriu? În câteva momente aflăm și noi. Îi veți vedea în fabrică și pe cei care nu petrec Paștele acasă, la munte sau la mare? Asta a fost întrebarea. Ce îi așteaptă pe turiști la munte, ne povestește de la Brân Alexandra Manea. Frumos la munte, frumos și în Bucovina. Cea gătită de sărbătoare o veți vedea în toată splendoarea în fabrică, iar Nicoleta Budnaru știe și ce oaspeți de seamă vor lua lumina de aici. Rămâneți cu noi! Alături de mine în fabrică, artistul Damian Drăghici, Valeriu Steriu, Partidul Social Democrat, Sorin Ioniță, Societatea Academică din România și jurnalistul George Rădulescu. Bună ziua, domnilor, bine ați venit! Mergem pentru început în piața Obor, acolo este Elinca Teodoriu. Oamenii au cam terminat cumpărăturile, dar ea știe cât de bine se simt acum comercianții. Cum au mers vânzările, Elinca? Bună ziua, se pare că ceasul marilor târguri de aici, a chilipirurilor, a cam trecut. Se pare că foarte mulți comercianți au adunat suficienți bani și au plecat deja către case. După cum se vede, tarabele odată pline, ochii sunt goale. Comercianții au lăsat chiar ceva marfă pe care nimeni nu a vrut-o chiar pe tarabă, iar acum se vând alte produse. O să rog pe colegul meu să vă arate ușor în stânga, pe tarabele odată pline de verdețuri, acum se vând alte produse. Șepci, blugi, se vând tenis, CD-uri, se vând calculatoare, cam tot ce se poate. De altfel, unde mai merge piața la această oră? Foarte simplu, la flori. Acolo se fac ultimele tocmeli. Se pare că nu foarte mulți bucureșteni vor să-și petreacă Paștele fără a avea o floare în casă. Se poartă și se caută florile de sezon, dar și florile la ghiveci. Am auzit chiar foarte multe doamne întrebând dacă rezistă până la iarnă. În ceea ce privește un bilanț al cumpărăturilor, am vorbit cu cei de la patronat, ne-au spus că se pare că vânzările sunt mai mici decât anul trecut, însă mai bune decât într-o lună normală. Anul acesta de Paște, 3 milioane de miei au fost vânduți pe piață. De altfel, cei din industria de panificație se așteaptă să vândă 7 milioane și jumătate de cozonaci, iar cei de la crescătorii de păsări cred că anul acesta românii vor cumpăra de pe piață 150 de milioane de ouă. Mulțumesc, Elinca. Șepci, blugi și CD-uri, domnule Ioniță. Înțelegem să facem cumpărăturile pe ultima 100 de metri, dar oare nu exagerăm când vine vorba de cumpărături? E an de criză sau nu e criză? Că totuși mulțimea de oameni ne arată și altceva. Criza are impact diferit, doamnă, pe, nu numai în România. Unele segmente scad, altele cresc în an de criză. Lumea se reorientează dinspre produse mai scumpe spre altele mai ieftine. Deci cine vinde să trece de la restaurante scumpe la fast food-uri. Adică sunt scădem nu la cantitate, ci la calitate. E foarte imprevizibil și trebuie luat segment cu segment. În orice caz, nu cred că chiar și într-un an de criză, nu cred că poți să analizezi piața așa global. Piața scade sau crește? În niciun caz. E atât de complex ce se întâmplă. Să fac reorientări pe piață și probabil că volumul scade un pic. A scăzut volumul un pic, probabil, și pe retail și pe altceva. Dar există și segmente care cresc într-un an de criză. Și anume, produsele mai ieftine. Nu știu, cred. Iar România este o țară specială pe care oricum nu prea pot să o compar cu vestul, fiindcă avem această piață. Avem autoconsumul în rural, unde sunt 40% din români, și avem aceste piețe cam nefiscalizate, așa cum dădeați dumneavoastră zilele trecute, cu miei care se vând, nu știu cum, că-s mai ieftin. Păi da, acolo nu se ia TVA.
care e 19%. Deci, când comparați cu supermarketul, aveți grijă la impozitele astea, că unii plătesc, foarte adevărat, unii nu plătesc impozite. Da, aici cred că statul român ar trebui să-și pună niște semne de întrebare, că dacă tot vrem să câștigăm de pe produsele autohtone, ar trebui să ne mișcăm puțin. Dar o să ajungem să vorbim și despre asta. Domnule Drăghici, v-ați întors de curând din Statele Unite ale Americii și Anglia. Acolo se mai cumpără șepci, blugi și CD-uri în an de criză? Cred că da, după cât am văzut, se mai cumpără. Dar cred că și criza este doar o altă formă de a pune teama în unii oameni și de foarte multe ori cred că realitatea fiecărui om e diferită. Deci realitatea mea nu poate să fie la fel cu altcineva și atunci nu știu care este criza lui. Pentru că mai mult e vorba de o criză personală decât de o criză națională sau internațională sau globală. Mă refer, dacă eu vreau să scad puțin din bugetul meu, atunci este vorba de criza mea. Poate altcineva își permite să cumpere ceea ce vrea să cumpere. Am observat că sunt unii oameni în diferite țări unde am fost în ultimele 3 luni de zile, unde pur și simplu nu fac niciun fel de rabat la nimic încă. Adică stilul lor de viață nu s-a schimbat, nu s-a schimbat. Dacă, mă rog, cuvântul criză apare așa obsesiv. Da, cred, dar aș putea să spun și altceva. Nu vreau să spun asta ca să sune ca de o altă natură, dar cred că și oamenii cu care mă întâlnesc deseori sau de zi cu zi fac parte dintr-o lume puțin mai boemă, mai artistică, unde nu prea sunt conștienți că există o criză. Da, bănuiesc că se simte în vreun fel criza și la nivelul spectacolelor, prețul biletelor, contractare? Nu. Din fericire, nu. Deci nu avem criză nici acolo. Domnule Rădulescu. Eu cred că rolul acesta al crizei va fi unul bun în cele din urmă, pentru că va mai tempera consumismul exagerat. Vi s-a părut că de Paște n-am avut consum? Oamenii s-au îndreptat de regulă către produse care au un preț mai mic, mai scăzut. În niciun caz nu au mai cumpărat, ca în anii trecuți, băuturi foarte scumpe, mâncăruri sofisticate și așa mai departe. Da, deci știți unde o rezervă a existat. La bunuri de folosință îndelungată, mașini de spălat, aspiratoare, televizoare, acolo, anii trecuți, de Paști și de Crăciun, era năvală. Perfect, acum adevărat. S-a dus în jos piața și îi simt. Retailerii de astea simt. Și auto și... Vă rog, domnule Rădulescu, continuă. Da, vreau să spun că, într-adevăr, oamenii de rând, oamenii obișnuiți, au perceput criza mai mult la nivel psihologic decât financiar. În afară, sigur, celor care au de plătit rate la bănci. Dar sunt foarte mulți care nu au simțit propriu-zis criza, cel puțin până în prezent. Și atunci e explicabil de ce hipermarketurile din România da, au fost achipline. Da, am sesizat o schimbare la hipermarketuri față, deci noi am văzut imagini și din hipermarketuri zilele acestea și din piețe. Sper să nu greșesc, dar parcă a fost mai multă vânzoleală în piețe decât în hipermarketuri. Sigur că... A existat o piață, o vânzare și în hipermarketuri, dar parcă nu mai era ca în anii precedenți. Sunt produse mai ieftine în piețe, cu asta siguranță. Explicația. Da, iar în hipermarketuri, în general, la raioanele unde existau produse mai ieftine. Oamenii n-au mai cumpărat, așa cum spuneam, produse foarte scumpe ca în anii precedenți. Domnule Ioniță, văd că vreți să faceți un comentariu de nemulțumire. Unele sunt mai ieftine, unele mai scumpe în piața reglementată. Deci eu nu văd un trend foarte clar, atâta că ce vedem e că nu mai cară frigidere din supermarket, cum cărau anii trecuți, care se luau cu credit. Ușor neobișnuit să te duci de Paște să-ți cumperi frigider sau o plasmă rate. Erau creditele foarte... Oamenii luau 6 luni un an credit și luau. Asta s-a cam dus acum. În schimb, alimente cumpără în continuare. E, și aici avem o problemă, domnule Steriu, că dacă ne uităm în piețe, numai produse românești nu găsim și nu pot să nu vă întreb ce facem cu realitatea asta de care ne izbim zi de zi. Sigur, deci în perioada asta găsim din ce în ce mai mult produse românești, mai ales în piețe. Pentru 3 sau 4 mine... luni. Nu mai avem timp astăzi, dar imediat după Paște. Am spus Paște. Nu mult, ci din ce în ce mai mult. Deci mai iunie deci sunt lunile, sunt cele 2-3 luni în care reușim să avem și noi produse românești. Fie că vorbim de roșii, de zarzavat, de cartofi. Problema este ce facem 9 luni pe an, când într-adevăr din solariile din Turcia până în Belgia vin produsele în România. Și aici este o problemă veșnică din ultimii 20 de ani prin acele nefericite politici agricole de până acum, mult prea influențate de politica românească și care n-au reușit să genereze o permanentizare a produselor românești care sunt superior calitativ până la urmă. Da, da, dați-mi voie să vă spun că și micii producători care până acum se mai riscau să planteze, să facă o roșie autohtonă sau un cartof, văzând că se cumpără mai repede roșia frumoasă, parcă de plastic, a turcilor, s-au gândit că mai degrabă se duc și fac import și îl vând și spun că e produs românesc. Problema este mult mai complicată. Chiar acea roșie devine roșie românească, deși nu mai are gust pentru că folosim sămânță din Olanda, tehnologie
adusă tot din import. Roșia nu mai vede solul, nu mai merge decât pe diferite tipuri de îngrășăminte naturale, sunt din ce în ce mai puțin formele acestea, dar în final produsul, ca să-l poată scoate de 3 ori pe an și să fie la nivel de competiție cu cel vest-european, respectă aceeași rețetă. Și chiar dacă este românesc, are poate aspectul vestic, dar gustul nu mai are nicio legătură cu ce știam în urmă cu 5-6 ani, că este gustul de legumă. Mărturisesc că subiectul ăsta cu dependența de import, domnule Ionită, pe mine personal mă enervează cumplit și chiar dacă e sâmbăta mare, vreau să mă întreb, chiar n-avem nicio soluție ca să nu mai cumpărăm numai de la alții și noi să dăm dovadă așa de o impotență până la final? Ba da, dacă convingeți dumneavoastră pe român să dea de două ori mai mult ca să ia de la un producător român același produs, numai fiindcă e producător român și acolo e de văzut dacă nu l-a făcut tot cu sămânța importată și cu tehnologie importată, dacă dumneavoastră cumpărați același produs dând de două ori mai mult numai fiindcă producătorul e român, atunci se va regla. Dar nu poate fi singura variantă. E singura variantă în care produsul românesc va atâta fi mai vreme scump? Cât vorbim așa, grosomodo, sunt și producător român competitiv, dar atâta vreme cât ei nu predomine, cât n-ajungi să crești media de productivitate, să fie ferme competitive, nu vom putea, dar nu e neapărat ceva în neregulă, să știți, că atâta vreme cât românul își poate, nimeni nu-i dă românului o subvenție să-și cumpere alimente, cât ia din banii lui câștigați, n-are prea mare importanță dacă produsul e importat sau nu, să știți. Pare contraintuitiv, dar asta este realitatea. Știu că nu e ce se aude în fiecare zi la televizor, dar nu, asta da, e realitatea. Pare, e o realitate, e o viziune. Mi-aduc aminte de sfatul acela prezidențial să mâncăm produse românești în aceste condiții. Nu știu în ce măsură mai stă în picioare sfatul românesc. Domnule Drăghici, asta când mergeți să faceți cumpărăturile în România, să zicem, vă uitați să vedeți dacă e produs românesc sau nu? Nu prea fac cumpărături, dar aș vrea, pentru că am trăit foarte mulți ani în străinătate, aș vrea să mănânc ceva românesc, care are gustul românesc. De exemplu, eram ieri undeva și am oprit să iau niște căpșuni. Și am întrebat de două ori, sunt românești sau turcești? Și mi-a spus, nu, sunt românești. Și în momentul când le-am gustat, mi-am dat seama că nu erau românești, erau turcești. Nici nu cred că apar deja. Adică căpșunile apar undeva mai sau ceva, exact. Dar ar fi important, mai ales că, încât am înțeles, nu știu dacă sunt corect informat sau nu, avem cel mai mare teren biologic după Franța sau ceva, nu? Suprafață potențială. Cred că ar fi cel mai important să avem, în primul rând, orice fel de producție agricolă să fie a noastră, românească. Mai ales că noi, toți la vârsta noastră, suntem obișnuiți cu gustul măcar acela puțin mai bun. Da, dar atâta timp cât avem zeci de mii de hectare, sper să nu greșesc, vândute deja către italieni și firme din Danemarca. Poate ar trebui să privim lucrurile și din altă perspectivă. În ce măsură suntem lăsați de către comunitatea europeană să facem aceste lucruri? Europenii nu sunt interesați ca România să devină o forță. Asta e foarte clar. Sunt interesați ca România să devină o piață. Da, mai degrabă ca România să devină o piață. Și atunci, în condițiile acestea, și pe fondul delăsării producătorilor români, și pe fondul influențelor politice negative, de ce ne mirăm că asistăm la situația asta? Da, nu știu cât e mirare, cât e așa, o senzație de... Mă rog, domnule Steriu, deci poate aveți mai să explicați și o soluție. Și spun că nu trebuie să ne dăm bătuți deja pe acest subiect. Chiar dacă situația poate e mai dramatică decât ne dăm seama, avem o populație îmbătrânită, peste 60%, domnul Ionită știe bine cifrele, în mediul rural au rămas practic numai oamenii bătrâni să lucreze, niște terenuri foarte mici, foarte neproductive, atomizate în 90-91, toată lumea a plecat cu câte un hectar din postul CAP sau IAS. Deci trebuie să strângem rândurile și generațiile astea care venim, fie politicieni, fie oameni în afaceri, fie în alte domenii de activitate, să reușim în primul rând să facem o reformă structurală, că asta e primul pas, este să mai grupăm puțin terenurile astea de la 30 de ari la 3 hectare și apoi la 30 de hectare. Dar dincolo de toate acestea, într-adevăr, ceea ce vine de la Uniunea Europeană, nu numai sub formă financiară, ci și ca politică, ajută foarte mult. Deci noi am prins poate ultimul tren de a intra în Europa, vedem ce se întâmplă în perioada aceasta și trebuie să profităm de acest tren, pentru că în afara lucrurilor rele, cum este până la urmă și această criză importată, putem totuși conta pe sprijinul european și care va fi până la urmă singura soluție de a ieși din criză. Bun, haideți să vedem dacă se poate face ceva și pentru realitatea celor care au ajuns ca pentru o masă de Paște să meargă la amanet. Astea stau lucrurile pentru cei săraci, pentru o bucată de miel sau cozonac. Unii craioveni, spre exemplu, au fost nevoiți să-și amaneteze cele mai de preț bijuterii. Așa se face că în ultimele zile casele de amanet au fost luate cu asalt.
Patronii caselor de amanet din Craiova au dat lovitura în ultimele zile. Sărăcia i-a îndemnat pe mulți să renunțe la bijuteriile din aur ca să aibă bani de sărbători. Oamenii vin în ultima perioadă și amanetează obiectele, orice lanțuri, brățări, nu știu ce, ca să-și pună toate cele pe masa pentru Paști. Chiar unul a plecat acum, a amanetat lățișorul soției ca să-și cumpere omul ce-i trebuie de Paști, carne de miel, ouă, roșii să fac. Deși se despart cu greu de bijuteriile lor, oamenii spun că nu au altă soluție ca să facă rost de bani. Ce ați amanetat? Verighetă. Pentru ce? Pentru Paști. Și ce ați cumpărat de sau ce cumpărați de banii de pe verighetă? Păi, mâncare. De un lănțișor care l-am amanetat la 5-600 de mii de lei, ce poți să cumperi? Un kilogram de carne, un pic de brânză, acum mă duc să iau un cozonac și cu ăștia sunt bani. Am fost și la casa de pensii și voiam un împrumut măcar pentru pasam și erau sute de oameni. Unii amanetează bijuteriile doar pentru câteva zile, iar după sărbătorile de Paște, când mai fac rost de bani, intenționează să le recupereze. În schimb, alții le lasă în amanet definitiv. Am văzut așadar ce se întâmplă la Craiova, domnule Ioniță, că să mergi la amanet nu e o variantă, că de cele mai multe ori lași bijuteriile acolo și nu le mai recuperezi. Dar e o realitate, apropo de criză și de bani puțin pentru masa de Paște. Ce vă spun imaginea? Și pierzi și bani, pentru că așa mai bine o vinzi, e niște bani buni, decât să o lași acolo, o pierzi. Dar unde să o vinzi, că nu prea mai ai acele magazine? Nu știu, n-am idee de piața asta. Ideea că amanetul e un împrumut, banii aia trebuie să-i dai înapoi, la urmă, ca să... Și ca orice casă de ajutor, orice împrumut, trebuie să dai banii înapoi până la urmă, deci... Nu e o strategie foarte bună să împrumuți bani ca să-i mănânci, doar să investești în ceva, dar sigur, cine nu poate, nu știu, nu prea pot să mă pronunț aici. Sper să nu fie cazul de foarte multă lume, ci mai curând cei care totuși vor să-și cumpere ceva. Era o frază din material foarte interesantă. Cineva a încercat să meargă la casa de ajutor să ia un mic credit. Știți că la casele de ajutor România se mai dau acele ajutoare, fie pentru pensionari, și n-a mai găsit loc pentru că erau sute de persoane la coadă și a optat pentru amanet. Domnule Drăghici. Nu aș vrea, bineînțeles, asta e când trăiești într-un anume loc sau nu ai posibilități, cred că poți să fii în stare să faci orice. Mulțumesc Dumnezeu, n-am fost pus în situația asta. Am fost pus într-o situație similară acum 20 de ani, când pur și simplu cerșeam. Și de pe asta a trebuit să cerșesc două zile ca să pot să strâng bani, să am ceva de mâncare. E normal asta, dar nu știu dacă poți să ajungi să te duci să strângi bijuteriile la manet doar ca să-ți cumperi o pulpă de miel și un cozonac. Cred că presupun, nu știu, nu sunt sigur, dar cred că foarte mulți o fac asta pentru mai mult un fel de show-off, să arate, să dovedească celorlalți vecinilor sau prietenilor că el are de Paște pe masă, care e mai mult un lucru românesc. Că dacă e doar, dar dacă e ca să ai o pulpă de miel, nu cred că e așa de scump și un cozonac ca să-ți vinzi. Erau persoane care vorbeau de 5-600 de mii de lei, cât luau probabil pe un lănțișor cu puține grame și cu 600 de mii de lei, bănuiesc că nu e așa o mare mândrie, cât poți să faci pe o masă de Paște din 500 de mii de lei. Fim serios. Nu știu dacă stă în picioare argumentul ăsta, dar poate fi luat în calcul, vă rog. Sunt și categorii de oameni, chiar amărâți. Sunt pensionari, amărâți, care realmente nu mai au de unde să mai ia bani. Nu, copiii, poate n-au copii sau copiii sunt plecați și nu le trimit bani. Și atunci sunt puși în situația asta, să-și amaneteze bijuterii cu valoare sentimentală și să riște să le piardă pentru a avea ceva de mâncare pe masa de Paști. În schimb, sunt și foarte mulți români care ajută pe oamenii din aceste categorii. Dar nu știu dacă putem vorbi despre un procent semnificativ. Eu cred că sunt foarte mulți, dar nu fac paradă de chestiunea asta. Să dea Dumnezeu să fie așa. Domnule Steriu. Nu, și eu spun că, din păcate, avem în România foarte mulți oameni săraci. Obiceiul creștinesc de a avea puțin miel seamănă foarte mult cu ce avem de Crăciun, când toți doresc să aibă puțin brad. Și e absolut firesc. Vreau să vă întreb dacă e ceva în neregulă cu pensiile, pentru că numai cu câteva zile vorbeam cu o doamnă care obișnuia să ia pensia înainte de marile sărbători de Crăciun și de Paște, doar că acum a venit anunțul că va primi banii după Paște. E ceva cu fondul de pensii? Știți ceva în sensul ăsta? Din ce știu eu și din Parlament, nu există niciun fel de mesaj negativ, dimpotrivă, lucrurile sunt sub control. Sosesc. Că mă gândesc că dacă există măcar un caz care, ca și pensionar, primește banii după Paște, deci în principiu pulpa de miel ai putea să o mănânci la două săptămâni după ce a trecut Paște, nu știu dacă e o variantă tocmai social-democrată. Cred că aici vorbim, cel puțin cazul acesta cu amanetul, mai degrabă de într-adevăr, nevoia unor oameni de a-și avea această masă de Paști creștinească și de a căuta orice formă, pentru că pot fi, într-adevăr, situații financiare
mai mult decât nefericite, în care doresc totuși să aibă o zi sau două sau trei, puțin miel, puțin cozonac și ouă roșii. Și un pic de fericire și despre asta să vorbim acum, despre cei care au plecat din București către pensiunile de la munte, care sunt evident în pline pregătiri pentru întâmpinarea turiștilor, aproape de final aceste pregătiri, dar totuși știți cum ele face, se fac tradiționala pască, cozonacii, sarmalele, friptura de miel, toate îi vor întâmpina pe cei care au ales să-și petreacă Paștele într-o pensiune la munte și nu sunt puțini. Locurile de cazare în stațiunile de pe Valea Prahovei și din jurul Brașovului sunt ocupate în proporție de aproape 90%. Alexandra Manea se află la brand. Informații, te ascultăm, Alexandra. Bun găsit! Este foarte frumos aici la munte. Locurile de cazare rezervate au fost deja preluate de turiștii care s-au grăbit să ajungă aici, asta ca să evite o eventuală aglomerație pe drumul național 1. Mai sunt însă și ceva locuri libere, cam 10% din capacitatea de cazare a stațiunii, așadar cei întârziați mai au o șansă să prindă un loc de cazare. De asemenea și prețurile sunt foarte bune. Proprietarii spun că nu au fost nevoiți să majoreze aceste costuri pentru că nu prea simt criza economică. Un pachet turistic costă nu mai mult de 150 de lei de persoană. Așa cum vă spuneam, proprietarii turiștii au venit aici, au fost întâmpinați cu țuică naturală, cu gustări tradiționale, iar acum profită de vremea bună și se plimbă. Am însă și o veste mai puțin bună, din păcate, au fost foarte mulți turiști care au venit să ne spună că sunt indignați de faptul că programul de vizită la Castelul Bran s-a încheiat la ora 13. Oamenii nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru în condițiile în care e sărbătoare și la Bran sunt foarte mulți turiști. Am însă alternativă, pot merge la Castelul Groazei. Atenție însă, acolo pot intra doar turiștii cu inimă tare, pentru că odată intrat acolo ai parte de tot felul de surprize. De asemenea, pot veni la târgul de produse tradiționale ca să-și cumpere suveniruri. Au fost tăiați și miei astăzi, gospodinele gătesc de zor, fac ciorbă de miel, friptură și drob, astfel încât turiștii să se poată ospăta după slujba de Paște. Așadar, Emma, avem la munte vreme bună, avem sute de turiști, avem mâncare din belșug. Nu cred că ne mai lipsește ceva pentru o vacanță perfectă. Calcula cât la sută. Voronin ne-a acuzat pe noi ziariștii că am numit protestele din Chișinău cu mândrul cuvânt revoluție. De fapt, acest cuvânt era pe buzele tuturor celor care au ieșit în stradă. O parte din ei au fost arestați. Pentru că noi am difuzat ceea ce ei au afirmat, am fost și noi reținuți. Am văzut că poliția din Republica Moldova e încă miliție. Am fost interogați, percheziționați și expulzați. Mi s-a spus că dacă mai rămâneam, puteam fi confundați cu cei care au crezut că fac revoluție. Noi am scăpat. Ei au rămas. Veniți să dați lumină românilor din Basarabia. Auzi, mă, cred că ideea asta ta să ne combinăm la bani să luăm jocul ăsta a fost cel mai deștept lucru pe care l-ai spus vreodată. Da, ar mai fi și ideea aia cu împărțitul Cristinei. Aia n-a fost o idee, aia a fost o fantezie de-a ta. Nici o fantezie, mă. Am pus pe masă un plan concret. Luăm cartela aia cu prieteni nu știu ce, ca să vorbim mereu la telefon și să povestim tot ce facem cu tine. Tema la mate sau ce? Combină-te la cartelă cu un prieten și profiți de super avantaje. Activează Vodafone prietenii mei și ai 100 de minute între voi doi la fiecare reîncărcare pe viață. În plus, îți reduci costurile prin opțiuni cu sute de minute pentru amândoi. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Sângerarea gingivală este unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiei, cauza principală a căderii dinților. Parodontax, pasta de dinți cu 70% ingrediente active, ajută la oprirea sângerărilor gingivale. Așa, am fost la agenție și am rezolvat. O să luăm până la urmă o cameră cu pat dublu. Nu mă, ca să ne combinăm la bani. Când nu mai vrei să împarți nimic, ai o ofertă doar pentru tine. Intră în cea mai tare rețea. Merită Vodafone. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. O
Pozele tale sunt premiate pe www.momenteminunate.ro. Acolo unde marea îmbrățișează uscatul, la poarta de intrare a creștinismului în țară, mii de români se adună pentru a sărbători învierea Domnului. La Târgul de Paște te așteaptă cei mai renumiți meșteri populari, bucate tradiționale, cântece românești și un concert extraordinar Goran Bregovici. De paste vino, să luăm lumină de la Malul Mării. Un proiect susținut de Ministerul Turismului. Astăzi ești invitat la filmul zilei pe CineStar. Cântec de iubire. Astăzi pe CineStar. Cotidianul îți aduce în colecția literatura alt autor de premiu Nobel, Henryk Sienkiewicz. Citește Quo Vadis, o cutremurătoare poveste despre puterea care este învinsă de credință și despre dragostea care a schimbat Roma din timpul lui Nero. Apreciezi calitatea filă cu filă. BCR, gândim la fel. Quo Vadis, un roman celebru în două volume. Miercuri numai împreună cu ziarul Cotidianul. 15 aprilie, volumul 1. 22 aprilie, volumul 2. Preț special ziar și carte numai 6,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Desăvârșite de maestri belgeni, pralinele Côte d'Or îți dezvăluie senzația aparte a unei experiențe rafinate. J'adore Côte d'Or. Ești învingător, chiar și în lupta cu prețurile. La doar 2 lei pe zi, ia-ți de la UPC pachetul cu televiziune digitală, net de viteză mare și telefonie. Nurofen acționează direct asupra durerilor de spate, rapid și eficient, astfel ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen, ținta lui este durerea. Of, gata, în sfârșit e curat. Ba nu e. Cum așa? Șampoanele obișnuite curăță covorul doar la suprafață. Dar asta folosesc mereu. Nu-și face treaba. Uite, murdăria rămâne în profunzimea covorului. De aceea a fost creat Venishox Action Intelligence Plus, cel mai bun șampon pentru covoare. Spuma pătrunde în profunzimea covorului, înlăturând murdăria. Un șampon obișnuit curăță doar la suprafață. Noul Venish curăță perfect. Da, acum chiar ne putem juca. Venish. Ai încredere în roz. Uită de pete. Mătreața dispare instantaneu. Senzație imediată de prospețime. Noul Fructis Menthol Fresh Antimătreață. Puterea zincului și a mentolului pentru o explozie de prospețime ce elimină mătreața instantaneu. Fructis Menthol Fresh Antimătreață. Antirecidivă pentru 6 săptămâni. Ai grijă de tine. Garnier. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am văzut înainte de publicitate că România au ales pe de-o parte să meargă la munte, să-și petreacă sărbătorile de Paște. La mare ar fi o altă variantă și o altă variantă, la fel de interesant, ar fi Bucovina. Și președintele Traian Băsescu a ales să meargă acolo alături de familie. În Traian Băsescu și soția sa fac un tur al lăcașurilor de cult din această zonă. Prima oprire a fost la Mănăstirea Voroneț, de aici furtatului a plecat spre mănăstirile Sucevița și Moldovița. Președintele s-a urcat la volan și a pornit în fruntea coloanei oficiale, dar a încurcat drumul de două ori. Detalii are colega mea, Nicoleta Budar. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, după ce a plecat de la Voroneț, președintele a mers la Moldovița, iar mai apoi a încercat să ajungă la Sucevița. A condus chiar domnia sa autoturismul, a fost în fruntea coloanei oficiale, a greșit drumul și nu odată, ci de două ori, a tras la un moment dat pe dreapta, a întrebat șoferii despre traseu. Într-un final, după două ratări, a ajuns la Sucevița. Acolo a stat la rând ca orice român și a plătit taxa de intrare în mănăstire, iar mai apoi a aprins lumânări atât pentru morți cât și pentru vii. A făcut același lucru și soția sa. Președintele Traian Băsescu este așteptat și aici, în Gura Humorului, unde ne aflăm și noi, unde are loc un festival, festivalul numit Hristos a Înviat,
un grup de tineri și copii numit Balada a plecat în jurul orei 15 în Gura Humorului într-o procesiune, iar mai apoi s-au așezat pe platoul din spatele meu, unde interpretează un spectacol, așa cum vă spuneam, un spectacol numit Hristos a înviat. Președintele este așteptat la acest spectacol, care va dura o oră, o oră și jumătate. Mai spre seară, din câte știm până acum, președintele va merge la slujba de înviere de la Mănăstirea Humorului, așadar de acolo este posibil să ia președintele lumină. Mâine, de asemenea, știam că are programate mai multe întâlniri aici în Gura Humorului, dar și în Suceava, iar tot mâine va pleca spre Constanța, unde, spunea președintele, dorește să facă o primă ieșire în larg pe mare în acest an. Mulțumesc, Nicoleta, pentru informații, domnule Ionită. Dacă s-a greșit de două ori, să fie vreun semn, ceva, n-avea prevestitor? GPS. Eu zic să aibă grijă că drumul ăla e un drum celebru ăla de la Cluj, Bistrița, Suceava, de vreo 5 ani să te repară și cazi niște grop acolo, ăla e o catastrofă. Eventual din poate să-l sune pe domnul Bercean. Pe drum. Să sune pe toți foștii patru ministri care au păstorit lucrările alea, că nu se mai termină lumea, dacă, adică e ceva de pomină la Vatra Dornei acolo ce se întâmplă și să aibă grijă cum conduce. Eu asta mai bine îi lasă pe SP Piști. Are experiență seara. De fost ministru al transporturilor și... Da, unul din ei chiar el, cred că chiar pe vremea lui s-a pornit, că e atât de... Sunt ani întregi de când durează lucrările pe acolo. Bun, Munte Mare, Bucovina, sunt trei variante pentru ceea ce înseamnă Paștele în acest an. Domnule Drăghici, unde v-ați duce dacă ați pleca, să zicem, în turnee? Dacă ați fi să alegeți ca turist român, ați mai merge la munte, la mare? Cred că la munte mai mult. Cred că la munte. Dar vi se pare că turismul românesc are vreo șansă să reziste sau ne ducem precum criza? Ar trebui. Ar trebui, dar... La cât de mult am... Nu pot spun că am fost turist, am fost totdeauna plecat în interes de serviciu. Treabă. Mai bine spus, am vagabonțit. Sau am fost în turneu în continuu. România, nu numai la munte, și mă refer în general, partea de nord a României, aș putea foarte multe ori să o compar cu niște locații, poate cele mai frumoase din lume, după părerea mea, cum ar fi Norvegia, Canada, partea de nord a Canadei, cum ar fi Colorado și partea de Midwest a Americii. Dar cred că nu știm cum să promovăm așa de bine, să-i lăsăm pe oameni să știe de ceea ce avem. Că dacă nu ești bun la marketing, niciun produs nu poți să-l vinzi. Păi poate să terminăm drumul până una alta. E cea mai bună promovare, că n-ai cum să ajungi acolo. Degeaba e un produs bun dacă nu-l vinzi, asta e părerea mea. Ați văzut că se vinde bine trestuța de Bucovina, că ne-a informat domnul Frutur că s-a dat comandă să se lucreze repede câteva trestuțe, că a plecat doamna ministru Udrea cu ele la București și că sunt la moda anul ăsta, domnule Rădulescu. E o variantă și asta de promovarea unei zone din România. Nu? Asta după ce domnul Frutur le-a trimis ouăle la guvern și la președinție. Acum, dacă n-ar face nimic, i-am criticat. Dacă fac, îi criticăm. Păi nici nu suntem... înțeleg ce au făcut ca să ne facem probleme de genul. Bun, dar ce s-ar putea acesta? Face efectiv atunci s-ar pentru putea turism? Face, în primul rând, o strategie coerentă, să nu mai cheltuim bani aiurea, în mod inutil, pe tot felul de clipuri stupide, care nu au niciun efect concret în piață, și am putea gândi o strategie pe termen lung pentru promovarea turismului românesc. Și, în al doilea rând, am rezolvat problema infrastructurii, pentru că nu o să ne vină nimeni în hotelurile din Moldova, din nordul Moldovei, de pe Valea Prahovei, de la Constanța. Dar iată că lumea se duce. E adevărat că mergem mai degrabă pe sărbători și pe weekend, ceea ce e o problemă. Eu mă refer la turiștii străini în special. Deci e un potențial, avem un potențial teribil pe care nu îl exploatăm corespunzător. Asta e, în fond, chestiunea. Bulgarii au reușit. Noi ne cruceam acum câțiva ani când auzeam că bulgarii își promovează zona montană. Nu ne venea să credem. Da, dar i-au câștigat cu servicii și cu bani. Sigur, sigur. Cu ce munți se prezentau bulgarii turiștilor, ca să spunem așa, și ce zonă montană avem noi, de pildă. E o diferență ca de la cer la pământ. În schimb, noi nu am avut o strategie coerentă, nu am avut drumuri, nu am fost interesat să atragem turiști străini și iată unde suntem. Eu vă dau un exemplu ce pierdem astăzi. Trei zile în care puteam să avem 20 sau 30 de mii de turiști în București pentru a arăta un București liniștit, fără trafic, o vizită la Casa Poporului. Cred că sunt niște venituri fabuloase pe care un ministru al
turismului ar fi trebuit să le intuiască. Cred că la fel avem și în Cluj și în Timișoara. Și dacă doamna Udrea are alte priorități, deci, să zicem, deci nu-i spuneți dumneavoastră, PSD-ul, stați așa că ne-a venit nouă idee. Avem o capacitate de cazare suficient de mare în aceste mari orașe, care sunt ele însăși niște locuri turistice, dacă nu mă înșel, în lume, și probabil domnul Drăghici îmi poate confirma, Parisul cred că este capitala mondială a turismului. Avem suficient de multe atracții și în București, dar în felul în care arată el într-o zi de miercuri a săptămânii lunii mai, sunt convins că niciun turist nu va dori să-l vadă. Însă în aceste zile e o plăcere să circul, să vezi bulevardele cu flori, curat, deci se poate face turism și în marile orașe. Cred că la fel avem și în Cluj, și în Timișoara, în Iași, în Botoșani. Sunt foarte multe orașe care pot fi arătate în aceste zile de sărbători. Da, dar dacă ajungi acolo la Botoșani și până acolo îți rup mașina în două, nu știu în ce măsură mai ești așa entuziast să vezi Botoșani. Să știți că Botoșani, sunt foarte multe drumuri, pe de o parte, care pot să te ducă la aceste mari orașe, iar din ce în ce mai mult începem să învățăm să zburăm și cu avionul, mai ales pentru turiștii străini, vedeți? Reușesc să ajungă totuși. Da, doar că știți foarte bine că turismul pe zona aceasta de business a scăzut și chiar dumneavoastră aveați câteva informații în sensul ăsta. Dar în această perioadă nu la turism de business mă refer, ci pur și simplu turism în care o familie de americani ar putea să vină să stea 3 zile în București și să lase probabil cel puțin 1.000-2.000 de dolari. Și dacă ar fi astfel de cazuri la nivelul zecilor de mii, cred că am avea foarte mult de câștigat, mai ales în domeniul locurilor de muncă în turism. Scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Și? Ați hotărât data? Ei? Eu zic să nu ne grăbim. Să lăsăm să se mai cunoască, nu? S-o cunoscut deja. O să avem un nepoțel! Giusto! Pentru armonie în familie. Din seria Atlas de mitocănie urbană, Radio Guerilla prezintă Bădăranul de cinematograf, Pițipoanca de companie, Mitocanul de birou, Cocalarul de trafic, Mârlanul de dorobanți, Țăranul de mol. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lor, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla. Vrei să trăiești pe viu un spectacol de milioane? Telesport te duce la finala Cupei UEFA 20 mai 2009. Şucru Saracoglu din Istanbul. Un meci care va intra în istoria fotbalului. Trimite SMS la 1229 cu textul UEFA în perioada 9-30 aprilie și câștigă excursie de vis pentru două persoane. Detalii și regulament pe telesport.ro. Telesportează-te la Istanbul pentru marea finală a Cupei UEFA. O, mâncarea mea preferată, veverița. Cum mă răspesc tu pe mine. Veverițo. O alimentație cumpătată și echilibrată crește speranța de viață. Alege puțin din fiecare. Am crezut că înțeles ce fac. Fac totul ca să fim fericite, ca să fim împreună. Nouă nu ne plac despărțirile. Rămâi alături de noi și visează. Trăiește în continuare magia marilor filme. Canalele CineStar sunt disponibile doar prin abonare la pachetul Variety Special Star, în exclusivitate pe Rom Telecom Dolce. CineStar, Action Star și Comedy Star.
deschide ochii și visează. Garantat la Carrefour ai cele mai mici prețuri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, Carrefour îți plătește de 10 ori diferența. Facem prețurile knockout pentru tine. Carrefour, pentru o viață mai bună. De ani de muzică bună. Gold FM, The Greatest Hits Radio. Descoperă puterea minții, înțelege senzațiile. Povești excepționale, dar adevărate, demonstrează că situațiile extreme trezesc în fiecare dintre noi puteri nebănuite. Corpul uman, dincolo de limite. Un spectaculos documentar Discovery Channel. Două noi episoade șocante, în premieră în România pe DVD. Joi 23 aprilie, noua colecție Cotidianul Enciclopedica. În parteneriat cu Siveco România. Corpul uman, dincolo de limite, DVD 2. Numai împreună cu ziarul Cotidianul. Preț special 12,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Există un loc în România unde tradițiile se păstrează cu demnitate, unde frumusețea lăcașurilor sfinte inspiră oameni, unde farmecul sărbătorilor înseamnă bunătate, credință și familie. E locul pe care oricine îl poate numi acasă. De Paște în Bucovina, un proiect susținut de Ministerul Turismului. Ne-am întors în fabrică, tragem concluziile, un Paște de criză sau nu, domnule Sorin Ioniță? Ce ar trebui să facem și ce să nu facem? Bine, ar trebui să nu mâncăm mult de Paște, să nu bem mult și să nu cheltuim, să ne oprim. Nici nu știu ce să vă spun. Paștele este o mare, în ortodoxie, principala sărbătoare a anului și rostul ei nu-i să mănânci. Dar acum să lăsăm astea, că nu suntem teologi aici. Rostul ei să faci alte lucruri de Paști, nu să mănânci neapărat. Mai ales dacă n-ai ținut post. Înțeleg să bucure aia care au suferit, dar nu știu câți au ținut post, dar în schimb mâine va fi o spargere în mâncare. Ce să vă spun? Eu sunt un pic sceptic cu turismul, ce discutați înainte, pentru că România nu are un potențial mare, un potențial mediu. Densitatea de obiective e mică. Profesioniștii calculează că, comparativ cu Italia, să fim serioși, așa. Iar ce trebuie să facă guvernul, iară sunt un pic sceptic. Eu nu prea cred în mari strategii făcute de guvern, chestii deștepte. Aia le fac privat. Ce trebuie să facă este, odată, infrastructura și, doi, să protejeze, să nu mai dărâmăm Bucureștiul, monumentele, că să dărâmă, deci direcțiile de monumente ale Ministerului Culturii, să dau aprobări în mijlocul Bucureștiului, dar să dărâmă patrimoniul. Sunt blocurile pentru birouri. Ce să mai vadă americanul ăla care vine 3 zile în București? Ce să vadă? Blocurile astea de sticlă făcute în mijlocul Bucureștiului, în cartiere care erau sfârșit de secol XIX. Deci asta să facă statul, dacă poate. Aceste două sarcini simple și clare. Strategii, clipuri, eu nu cred și nu văd rostul unui Minister al Turismului. Deci dacă ăștia funcțiile de bază nu le pot îndeplini, poți să faci 7 ministere și 15 agenții de promovare, că n-are ce să mai promoveze. Blocurile de sticlă, bună, domnule Ioniță. Ideea blocurile de sticlă pe plus 14 trântite în mijlocul Bucureștiului, nu le pot, nu poți să le promovezi. Domnule Drăghici, nimic. 10 secunde, vă rog, concluzii de Paște, un gând bun, măcar atât să fie. Credință, să credem că lucrurile vor fi mai bune. Cred că este cel mai important lucru. Să credem în Dumnezeu și măcar în ziua asta, mâine, să fim cu inima deschisă. Eu cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult spre partea spirituală. Noi suntem cam neașezați ca societate. Ne place foarte mult să fim în conflict unii cu ceilalți. Cred că pe asta ar trebui să ne concentrăm foarte mult. Noi, de pildă, în ziarul Adevărul am făcut în numărul de astăzi un material care se cheamă Lumina Copiilor. Lumina Copiilor înseamnă Paștele așa cum ar trebui să-l trăim din punct de vedere spiritual. Adică cu acea puritate de care numai copiii sunt capabili. Domnule Steriu, 10 secunde, vă rog. Doar așa să spun că sunt familii care nu au cum să pună mielul de Paști pe masă și sunt foarte multe familii care pot mânca cu mult mai mult și cumpără cu mult mai mult decât pot duce. Deci să încerce și românul să vadă, așa cum în vest de multe ori îi ajută pe cei sărați, cei bogați, să încerce și România acest lucru, pentru că e singura cale pe perioada aceasta, din păcate, de criză pe care o trăim. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și celor de acasă, mare atenție, nu mâncați prea mult, nu beți prea mult și nu mai cheltuiți și în rest să avem sărbători cu bine. Ne revedem mâine!
Nurofen acționează direct asupra durerilor menstruale, rapid și eficient, astfel ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen, ținta lui este durerea. Pozele tale sunt premiate pe www.momenteminunate.ro.